Bună ziua! Știți cum se spune în literatura română, Eminescu e în tot și în toate. El este cel care ne căuzește pașii și din acest motiv am zis haide să prezint și altceva și anume un Eminescu în articole politice, o carte care m-a inspirat și care mi-a plăcut foarte mult, apărută la editura Hoffmann în anul 2020, vă arăt și dumneavoastră, pentru că merită, da? Eminescu, articole politice. Volumul este o culegere de articole politice semnate de Mihai Eminescu și apărute în timpul, majoritatea lor în perioada 1877-1878-79. Și aceste articole dezbat problemele zilei la momentul respectiv, dar o serie din aceste probleme, veți vedea, sunt extrem, extrem de actuale. Și să trecem puțin la fapte, în sensul că cel mai bun e să dăm citatele. Și ajungem la un articol intitulat Paralele economice, publicat în timpul în 18 decembrie 1877, unde Mihai Eminescu face o prezentare a clasei țărănești, a românilor adevărați. Ia ascultați aici cum zice acest mare geniu. Suntem țărani, curată socoteală, și țărănește ar fi trebuit să ne gospodărim. Țăranul, oricât său la renunchi ar avea, bani n-are. Și statul modern are nevoie de bani. Un pas pe care îl face deputatul în cameră, o prostie pe care o zice, costă pe țară bani și banul e muncă. Un șir scris de un ajutor de primar la sat costă bani și banul e muncă. O prelegere rea ținută la universitate costă bani și banul e muncă. În sfârșit, banul e pretutindeni, reprezentantul și tălmăcirea citeață a muncii. Întrânsul e sudoare și putere zdruncinată și precum arătătorul pe ceasornic spune la numărul cu tare câte ceasuri sunt, asemenea suma din buzunarul meu arată cât s-a muncit pentru mine în societatea românească. Vedeți? Omul care știe adevărata valoare a banului, Mihai Eminescu. Extraordinar. Perfect adevărat și în ziua de azi, aceste afirmații stau în picioare, sunt perfect adevărate. Într-un alt articol publicat tot în 1877, în același timp, intitulat Semibarbaria, face o comparație între civilizații, între un popor barbar și un popor nebarbar. Ia vedeți aici ce spune omul. Semibarbaria e o stare de degradare, un regres. Este coruperea unui popor primitiv prin viciile unei civilizații străine. Un popor barbar e bunoară religios. Civilizarea lui religioasă adevărată vine atunci când, prin progresul lent al propriei sale manieri de a vedea în materie religioase, credințe formale, adesea superstițioase, se schimbă în convingeri morale. Dar când el admite de la alt popor numai ștergerea credinței formale, fără a o înlocui, prin convingerea morală și religioasă, el rămâne și fără una și fără alta. Are numai răul civilizației și răul barbariei. E semi-barbar. Civilizația adevărată a unui popor constă nu în adoptarea cu delicata de legi, forme, instituții, etichete, haine străine. Ea consistă în dezvoltarea naturală, organică, a propriilor puteri, a propriilor facultăți ale sale. Nu există o civilizație umană generală accesibilă tuturor oamenilor în același grad și în același chip. Și fiecare popor își are civilizația sa proprie, deși în ea intră o mulțime de elemente comune altor popoare. Există deci o civilizație franceză, una engleză, una germană, una italiană. Nu există însă o civilizație română. Și dacă sunt începuturi, ele sunt cu totul individuale și n-au a face cu dezvoltarea generală a lucrurilor. Trecerea adevărată nu e de la barbarie la semibarbarie, căci asta e o trecere spre rău, ci de la barbarie la civilizația adevărată.
Semibarbaria nu este o stare organică sau necesară, ci e o boală, un regres, o stare de slăbiciune și de mizerie. Pe acest pământ va exista vreodată o civilizație adevărată, va fi răsărit din elementele civilizatorii vechi. Haideți să mai vedem tot așa, deci este o argumentație împotriva liberalilor, ca roșii, cum îi numea el și cum erau numiți în epoca lui, care în momentul respectiv spuneau că ei fac un element de civilizațiune, cum să preciza, da? Aducând în România legi, instituții franțuzești pe care le implementau atât în școală cât și în restul societății. Dar Eminescu face mai mult discuția despre școală. Declasarea este un alt articol senzațional și face o teorie a statului foarte interesantă. Deci, se poate întemeia un stat serios, o organizație serioasă, pe această clasă de oameni, fără soliditate, fără știință, fără avere, acolo un instrument de muncă e o inteligență sofistizată, a căror știință nu ajunge nici măcar la corectitudinea gramaticală a Franței? Desigur că nu. Poate că și ei se pot întrebuința în vreun mod practic, dar nu pentru a domina statul, nu pentru a vâna rolul de organizatori. O populație flotantă nu poate reprezenta stabilitatea instituțiilor, nu poate reprezenta sentimentul rădăcinat al ideii statului, al armoniei și solidarității intereselor naționale. E prea adevărat că ideile noastre sunt adeseori escamotate și anticipate de către acești adversari generis mulis și că pentru a se putea gera, ei în adevărat proprietarea ideilor noastre, ne taxează cu reacționări, cu instincte medievale, adică ne numesc scară la domnul și pod peste mare. Toate acestea le fac pe cuvântul că ne numim conservatori și pentru că în cărți și în gazete din Franța și Germania, între conservatorii de acolo există din cauza unei vechi civilizații o semnă de reprezentanță ai culturilor și formelor trecutului. Cu alte cuvinte, Eminescu ducea o polemică între așa zisi oameni care nu aveau o bază și îi vedea aici pe liberali și dacă am dat deoparte discuția aceasta între liberali și conservatori pe care o făcea Eminescu, ideile și punctele de vedere stau în picioare perfect și în ziua de astăzi. Haideți să vedeți încă o chestie despre balanța comercială și de într-un articol intitulat Clasa patrioților. Senzațional. E dovedit asemenea că balanța comercială e nefavorabilă. Toată munca țării nu ajunge să acopere exigențele orașelor. Se importă mai mult valori de peste graniță de cum se exportă. Deși pare că balanța comercială n-ar sta în legătură cu viața politică a unei țări, totuși s-ar înșela acela care ar tăgădui cu totul nexul cauzal între orice fenomen economic pe de o parte și între sistemul de idei ce stăpânește o țară. Venind roșii la putere, adică liberalii, se înmulțesc funcțiile, se măresc lefurile patrioților, dovadă sporul cu 30% al bugetului cheltuielilor și sporirea analogă a cărui buget comunal și județean. Unde ați mai auzit de povestea asta? Când vin unii la putere, crește numărul de angajați la stat și crește bugetul pentru aceea? În ziua de azi. Perfect. Și urmează mai departe Eminescu. Asta era o paranteză mea ca să înțelegeți cât de vizionar era omul. Oriunde există buget public, fie în comună, fie în județ, în stat, la spitaluri, resursele sunt strânse cu mâna de fier a patriotismului subliniat, toți patrioții se înțolesc. E însă evident că un patriot înțolit e exigent, că devine consumator de articole de lux din străinătate. Închipuiți-vă acum cineva, câteva mii de patrioți, deveniți boieri mari prin favorurile ce și le acordă singuri și va putea calcula aproximativ milioanele ce cată să iasă din țară pentru a face pe patrioți să semene ascoși din cutie. Atunci din parc liseri să fac deputați, din stâlp de cafenele oameni mari. Precum importul și consumația se mărește în timpul unei invazii, tot astfel când vine invazia roșie în viața publică, adică invazia liberală, când mii de oameni noi încep a trăi din iubirea ce au pentru bugetul patriei, consumația de lucruri importante cată să se mărească, importul cată să se urce și să întreacă chiar exportul. E prea adevărat că dacă clasele rămân aceleași, o schimbare de guvern nu poate avea influența asupra balanței comerciale. Dar la noi, venirea roșilor, adică liberalilor, la putere, e
totdeauna cu o declasare generală. Clasele avute și inteligente sunt înlăturate de la controlul afacerilor publice și de la partea ce li se cuvine în conducerea statului și în locul lor se substituie o clasă nouă care voiască să trăiască bine și să îmbogățească pe socoteala statului, clasa patrioților. Și aici dă lovituri în cea Rossetti, care era la momentul respectiv directorul ziarului Timpul. Așa cum vedeți, iată, aceste articole au fost publicate în 1877. Noi suntem în 2023. Au trecut o grămadă de ani, dar ele încă stau în picioare. Argumentele sunt perfecte. Punctele de vedere pe care le construiește Mihai Eminescu, în afară de, să zicem, anumite excese din acestea, gen conservatori contra liberali, roșii, cum erau numiți până la Marea Unire liberalii, sunt date deoparte, dacă dăm aceste excese deoparte, esența mesajului eminescian din articole este aceeași, este foarte bună, este, dacă vreți, perfect valabilă și în ziua de astăzi. Din acest motiv recomand această carte. Ea ar trebui citită de fiecare român și sunt sigur că va rezona în mare parte cu ceea ce este aici. Eminescu, articole politice, o carte apărută la editura Hoffmann, în colecția Hoffmann Classic și pe care cred că ar fi bine să o citiți, pentru că e savuroasă odată prin limbaj, a doua oară prin argumente și a treia oară prin modalitatea în care autorul, adică Mihai Eminescu, reușește să facă tot felul de conexiuni economico-politice și sociale care vă vor uimi și vă vor consolida părerea că Eminescu, într-adevăr, este cel mai mare geniu al literaturii române. Deși aici se vede genul lui în forma publicistică. Aș mai dori să mai fac o precizare, să mulțumesc editurii Hoffmann pentru că mi-a pus la dispoziție acest volum, un volum care m-a încântat și în josul acestui video am să las și un link unde cel care este interesat să cumpere această carte o poate face. De asemenea, pentru cei interesați de comentarii la diverse cărți, o pot face și ei abonându-se la acest canal video. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să citiți. O zi bună!